La data de 25 aprilie, polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de către un participant la trafic cu privire la faptul că pe DN67 Poienari ar fi avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetări s-a constatat faptul că o femeie de 34 de ani din municipiul Craiova, județul Dolj, în timp ce conducea un autovehicul pe DN67 Poienari, ar fi efectuat manevra de depășire a unui autoturism condus de o femeie de 67 de ani care a efectuat virajul la stânga în curtea locuinței, pătrunzând pe acostamentul de pe partea stângă, derapând și răsturnându-se. În urma evenimentului rutier au rezultat 3 victime care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La data de 25 aprilie anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de către un participant la trafic cu privire la faptul că pe drumul național 67 Poienari ar fi avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetări s-a constatat faptul că o femeie de 34 de ani din municipiul Craiova, județul Dolj, în timp ce conducea un autovehicul pe drumul național 67 Poienari, ar fi efectuat manevra de depășire a unui autoturism condus de o femeie de 67 de ani, care a făcut virajul la stânga în curtea locuinței, pătrunzând pe acostamentul de pe partea stângă, derapând și răsturnându-se. În urma evenimentului rutier au rezultat 3 victime care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.